Salut, sunt Mihai Preda, cunoscut în cercurile elitiste și sub numele de Psihotrop. Și astăzi am venit la Universitatea USAMV în campus ca să aflu mai multe de la studenți despre această universitate și multe alte lucruri. Hai să vedem! Salut, suntem în Casa de Vegetație, yeah, welcome to my crib, și vom vorbi cu Claudia, care este studentă la Horticultură. Hei! Bună! Bună! Ce faci aici? Uite, am venit să-mi văd plântuțele, să văd în ce stadiu mai sunt și să lucrez un pic, să le ajut să dezvolte mai bine. Tu ce faci? Bine, am venit să văd ce faceți. Sunt un fel de inspector. Avem inspectori? Ce anume lucrai concret aici? Acum pliveam doar burienile, pentru că noi nu ne dorim burieni. Ele nu sunt folositoare în ceea ce facem noi. Și am venit doar să văd în ce stadiu de vegetație mai sunt. Să văd dacă au boli sau dacă au dăunători. După cum vezi, arată destul de bine. Sunt toate verzi, frumoase, sănătoase. Vrei să-ți prezint ce avem aici? Sigur, sigur. Uite, avem acolo în partea stângă o cultură de mur la container. Mi se pare foarte interesant, deoarece nu mai este nevoie ca noi să plantăm murul în sol și îl putem pune într-un container și chiar pune pe balcon. Adică o să ai fructe, o să mergi la tine în balcon și o să le culegi. Perfect, eu mi-am plantat busuioc. Da, pot și busuioc, dar mai puneți murele. Aici avem o cultură de afin, tot la container. Toate aceste lucrări sunt lucrările colegilor mei de ani mai mari, de la master și de la doctorat. Ei își fac lucrările în cadrul facultății noastre de horticultură. Școala le oferă posibilitatea ca ei să-și prezinte și să își cultive plantele aici, în campusul nostru, pentru a le fi mai facil. Bine că au plantat copaci. Ne îndreptăm către facultatea de management, unde ne vom întâlni cu Alina, Andreea și, nu o să credeți, Andreea, le cheamă la fel. Yeah. Bună, fetelor! Bună! Am înțeles că sunteți cu licența acum la management. Ce ați pregătit pentru licență? Da, eu am terminat licența, astăzi m-am înscris la master, colegele mele vor urma. Una este anul 4, una anul 3. Urmează facultatea de management. Super! Exact ca la poezie. Dar voiam să vă întreb ce faceți exact la management și cu ce se ocupă managementul ăsta? Că bănuiesc că e, fiind în cadrul facultății, e tot pe agricultură. Eu consider că, de fapt, implică toate materiile. Din ce am observat, fiind anul 3 acum la management, am înțeles că învățăm din toate facultățile câte puțin. Am făcut agricultură, am făcut mecanizare, urmează să facem contabilitate, învățăm și marketing și afaceri. Practic, suntem pe partea economică a agriculturii. Deci, sunt două specializări. Eu sunt la inginerie economică în agricultură și fac atât economie cât și agricultură. Am înțeles. Deci, mai concret, vă ocupați de bani. Faceți ca oamenii din agricultură să meargă în continuare și să iasă totul bine. Nu? Aceasta este slujba noastră, să îi gestionăm pe oameni astfel încât să fie cât mai productivi, să fim cât mai corecți din toate punctele de vedere, atât economic cât și partea legislativă. Deci, legătura pe care o avem cu agricultura este una foarte, foarte strânsă. Avem o simbioză. Ce drăguț! Mă bucur! Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Fiind în acest loc, n-am putut să ratez seara universității, unde mă așteaptă și Claudia ca să-mi spună mai multe.
Bună, Claudia! Bună, Mihai! Haideți să-ți arăt un pic și din sera universității noastre. După cum vezi, este o seră super modernă, unde noi studenții ne ocupăm de îngrijirea speciilor floricole, legumicole, iar aici în stânga avem câteva plante exotice. După cum vezi, avem papaya și streliția. Și aici ați făcut voi cursuri și ați învățat despre plantarea lor sau ce anume? Da, aici venim cu profesorii, ne explică și ne arată cum să îngrijim aceste plante, iar noi ulterior venim și ne ocupăm de îngrijirea lor, după ce ei ne-au arătat cum. Ați plantat și bananieri? Nu, nu încă. Avem banana nordului, dar undeva într-un alt câmp. Și facultatea a construit seara asta ca voi să aveți, nu știu, partea practică, să învățați pentru cursuri chiar de aici? Da, universitatea a construit seara special pentru noi, studenții, ca noi să avem unde să învățăm, unde să practicăm ceea ce am învățat în timpul orelor de curs. De asemenea, noi am învățat aici să le îngrijim, să dirijăm factorii de mediu și cum să ne pregătim în prealabil pentru o seara noastră, cum să o manageriem. Ce mișto! Tare! Activități deosebite pe care le puteți întreprinde la această facultate. Una dintre ele este să te plimbi prin vie cu un tractor, care nu e un tractor. Yeah! În vizita de astăzi am trecut și pe la grădina dendrologică, unde ne vom întâlni cu Teo, care este la medicină veterinară, fratele meu, și cu Laura, care vrea să intre la această facultate. Întrebarea mea este, de ce tocmai medicină veterinară în București? Deoarece este o facultate destul de mare, poți să-l ținim? Este o facultate destul de mare, lumea este foarte interesantă, taxele sunt ok și sunt un suflet bun. Iar când îmi văd pisica de acasă ca răci sau ceva, vreau să o ajut cât mai mult, cum pot eu. Așa că am decis să fac medicină veterinară, pe partea clinică mai mult. Ce drăguț! Vrei să ajuți animalele, concret. Iar tu, Teo, de ce ai ales această specializare? Pentru că, în primul rând, da, sigur, îmi plac animalele, iar în al doilea rând, pentru că vreau să schimb lumea. Și cel mai bun mod de a o face e să învăț acum cine stă la baza lumii, adică animalele, cât de cu astea interacționăm constant, fie că vorbim de animale de companie sau de fermă și așa mai departe. Noi suntem cei care trebuie să aibă grijă de asta, noi trebuie să avem grijă de viitor și noi trebuie să avem grijă și ca acest viitor să fie cât de cât protejat, spre exemplu, prin poliția animalelor și lipsă de cruzime și așa mai departe. Mă bucur foarte mult. Cineva vrea să schimbe lumea aici? Hei, acum ne aflăm la Muzeul Solului și o să ne întâlnim cu Mihail, care este student în cadrul Facultății de Agricultură. Salutare, Mihail! Salut, Mihai! Ce drăguț că ne cheamă la fel. Nu știu, sunt curios să ne spui mai multe despre Muzeul Solului și despre ce înveți până la urmă aici, la Facultatea de Agricultură. Păi, că toți suntem la Muzeul Solurilor, este singurul din România, vreau să spun. Și aici, de exemplu, avem Vertosol, Pelosol și Litosol. Sigur nu spune mare lucru ție acum. Dar dacă te uiți aici, Litosol, chiar din denumire, de la Litos, vezi că solul are multe pietre în el. Și cam te încurcă la agricultură. Am înțeles. De ce ai ales agricultura, de exemplu, și, nu știu, ce vrei să faci după cu facultatea asta? Păi am ales agricultura pentru că prin agricultură ajungi să ai mâncare, mereu, și, de exemplu, știi că și tu cum e când ți-e foame și te enervezi. Nu? Nu știu, că nu mă enervez, îmi fac de mâncare. Ok, poate unii ajung să nu aibă mâncare și tot la noi apelează până la urmă. Prin agricultură, eu ca persoană sunt... Poți să ajung independent mai ușor
Da, uite, interesant aspectul ăsta. Eu și probabil mulți alții crescuți la oraș și neavând foarte mare legătură cu țara, adică mai mers la bunici, da, destul de rar, m-am obișnuit, da, să mănânc mâncare deja făcută, primită, împachetată. Aici învățați cumva să vă creșteți și singuri mâncarea? Da, învățăm începând de la semănarea lor, a plantelor. Și de asemenea învățăm și cum să le ameliorăm ca să fie plante mai bune, ca să aibă să aibă calități mai bune și să crească mai ușor, să nu moară pe parcursul perioadei de vegetație sau așa mai departe. Am înțeles, deci într-un cuvânt înveți să te hrănești și pe tine și în același timp și pe ceilalți. Da. Am încheiat și peregrinarea mea prin campusul USAMV și pot să zic totuși că a fost o experiență interesantă. În primul rând, m-am întâlnit cu diferiți oameni și aici, sincer, sunt foarte mulți, deoarece au o grămadă de cămine, campusul e foarte mare, au magazine, au terenuri de sport, au sală de fitness, au și o competiție de asta între ei, cu echipele lor pentru fotbal și ping-pong și mai multe chestii, se numește agronomia, dar am impresia. Au și restaurante, terasă, au și club. Da, și interesant e faptul că e un fel de oraș în interiorul orașului și având în vedere că e un oraș ca Bucureștiu, ai nevoie de un oraș în interiorul orașului, ai nevoie de o zonă de asta de relaxare, să zic. Mi se pare mișto că au și spațiu verde foarte mult și cumva ai și zona asta de distracție și în același timp poți să-ți creezi totuși comunitatea ta, să fii și aproape de oraș și, na, să termină facultate. Nu zic că e minunat, nu zic. Alegerea ți aparține, dar e foarte mișto. Mult succes!